sărbătoare se numește nu moartea Maicii Domnului, dar adorbire ei. Pe că însuși Mântuitorul nostru Hristos, de fapt, compară moarte cu un somn. De ce? Pe că însuși Mântuitorul a dat exemplu acesta, viu în a treia zi, a înviat din morți, l-a înviat pe Lazar, care tot preînchipuie, de fapt, viitorul vieții noastre. Că și în rugăciunea crezului, de fapt, se spune, așteptă bine morțul și viața de acolo ceva să fie vin. Adică toți vom învia la dreapta judecată și vom fi vii. La Dumnezeu nu există morți. Trupul, cum spune Sfântul Ioan Dumnezeu, se dă pământul, că omule, din pământ ești în pământ, vei întoarce și, de fapt, la pământ vreau să adaug cuvântul, numele, de fapt, Adam înseamnă pământ, lut, argilă, adică cei care au fost clobătiți din pământ și în pământ trebuie să întoarce. Iar Sfântul de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se întoarce. Dacă observăm iconografia, anume, unii este Tatăl Adormirea Maicii Domnului, Maica Domnului stă adormită, iar în brațele lui Hristos, parcă un cucușor mic. Aceasta preînchipui Sufletul Maicii Domnului, în însuși Mântuitorul ține în brațele sale. Și vedem destul de bine că, de fapt, în anul 48 se datează în momentul acestei istorie, când Maica Domnului, de fapt, a adormit și, respectiv, Sfinții Apostoli au fost răpiți pe lor. Pe văzduh, îngerii i-au adus pe dânsii ca că erau pus la propădâie. I-au adus pe dânsii ca să sărbătorească această sărbătoare, adică să o petreacă mai corect ar fi pe Maica Domnului în ultimul drum. Și mergând așa pe drum, de fapt, îi dădeau slavă cu cântări, cu cinste, s-a găsit unul la Dorii, un evreu rătăcit, unde a vrut să răstoare de secretul Maicii Domnului. Dar de văzut Arhanghelul pe el, i-a dat mândrile și mândrile au rămas țapele așa, prise de secretul Maicii Domnului și atunci, văzând acest lucru, au strigat că Doamne, ajută-mă! Și Apostolul Petru a spus, crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel adevărat? El a zis, da, evident, văzând această spaimă împrăjitoare și au văzut-o toți împrejur, și Apostolul Pavel, de fapt, a luat și a unit mândrile și iarăși s-a unit la loc și a primit botezul și s-a făcut creștin. Aceasta tot a fost o minune, că însuși Maica Domnului nu vrea la adormirea ei ca cineva să fie trist. Chiar și păgân să fie, dar nu vrea ca să fie trist. Și vedem destul de bine mersul istoric, că trei zile Sfinții Apostoli au dat slavă în Maicii Domnului Dumnezeu și Apostolul Toma iarăși a fost lăsat la urmă ca să fie. De ce s-a întâmplat lucrul acesta special, ca Dumnezeu să ne descopere lucrarea asta? Și Toma a venit și plângând că nu și-a luat rămas cum de la Maica Domnului, au deschis mormântul și când au intrat acolo au găsit doar numai veșmintele Maicii Domnului, iar în jur corpul ei, cum se este datat în iconografie, stă de dreapta Fiului Său, în împărăția Tatălui cel Ceresc. Pentru că, frați creștini, că Maica Domnului are grijă de noi, chiar și troparul, se spune, într-o naștere fecerie ai păzit, într-o adormire a lumea, nu ai părăsit Dumnezeu născătoare. Mutat-te la viață fiind Maica vieții, pentru că cele tale, Doamne, Hristoase, Dumnezeu miluiește de noi. Iată și troparul, de fapt, de mărturisește că Maica Domnului și în fecerie și a fost izvorul vieții și viața răsărit de trânsa. Dar iată că vedem că Maica vieții stă la viața cea veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Vă fericit în contact cu această sărbătoare. Astăzi este dezlegare la mâncare de fructe. Mâncăm de toate și ne bucurăm. Cum am hrănit sufletul la Sfânta Liturghie, așa plecăm la casele noastre și hrănim și corpul nostru, care tot este o biserică mică, unde lucrește Harul Duhului Sfânt. Dacă ar fi căzut sărbătoarea Maicii Domnului, adormirii Maicii Domnului, miercurea și vinerea, atunci nu se dezleagă mâncare de fructe, se dezleagă doar numai de pește. Doamne ajută și poftă bună!